De la versetul 17, în care ne este descris această lucrare pe care Domnul Iisus Hristos a făcut-o, și anume vindecarea celui slăbănoc, mai observăm aici câteva lucruri la care vom privi, așa cum Domnul ne va călăuzi, înspre a observa lucruri care definesc un lucrător care contează. Ce mi-a plăcut aici de la bun început este că acest pasaj arată niște oameni care îl duc pe un slăbănoc înaintea Domnului Iisus Hristos și bine este ca să avem prieteni sau oameni lângă noi de genul acesta, care în necazurile noastre, în neputințele noastre, în situațiile dificile să ne aducă la Hristos, sau noi să fim la rândul nostru aceia oameni care să-i aducem pe alții la Hristos. Pentru că lumea în care trăim, dragii mei, este o lume în care mulți oameni au nevoie de Hristos, dar încă nu știu. Au nevoie de iertarea, de eliberarea, de mântuirea pe care Dumnezeu o dă, dar încă nu realizează lucrul acesta. Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre acest slăbănoc, despre acest om care era bolnav și care, datorită bolii pe care o avea, nu se putea deplasa singur, nu putea să se ducă acolo unde dorea. Cuvântul lui Dumnezeu ne arată că în vremea aceea, și nu doar în cuvântul lui Dumnezeu, ci și istoric, se cunoaște faptul că în vremea aceea erau mulți, mulți slăbănoci. Era o mare categorie de oameni care erau slăbănoci, dar iată că în acest pasaj găsim patru oameni de treabă. Patru oameni care au înțeles că pe unul dintre aceștia să ia să-i ducă la Hristos. Probabil erau prieteni cu acest om, probabil erau din același anturaj, nu știu, probabil erau vecini. Nu arată cuvântul Dumnezeu care era gradul de rudenie sau gradul de prietenie sau de cunoștință între ei, dar cert este că oamenii aceștia au dus pe acest slăbănoc în patul lui, l-au cărat acești patru oameni până la Iisus Hristos. Dragii mei, în vremea în care trăim, așa cum am spus, realitatea lumii în care trăim este că mulți oameni din punct de vedere spiritual au această mare problemă, și anume nu pot veni la Hristos. Nu vin la Hristos. Nu-L caute pe Hristos. Picioarele lor sunt slăbănogite și merg în orice altă direcție, dar numai la Hristos nu. Numai la Dumnezeu nu. Numai la casa lui Dumnezeu nu-i vezi dorind să vină. Îți dispus să meargă oriunde. Dar atunci când le zici să vină la biserică, spun nu pot. Am problema aia, am problema aia, altă, nu vreau să vin, nu pot să vin, nu sunt interesat, nu caut să vin la casa lui Dumnezeu. Nu caut, nu mă interesează să vin la Dumnezeu. De aceea, în această după masă, m-am gândit și cred că este un mesaj potrivit pentru noi, ca Domnul să ne ajute să înțelegem noi aceia care suntem lucrători ai Domnului, cum să devenim un lucrător care să contăm. Noi suntem unul dintre acei patru care a pus mâna pe colțul păturii, pe colțul tărgii, pe colțul patului și au început să-l ducă pe slăbănocul acela la Iisus Hristos. Noi trebuie să fim unul din acei oameni care să îndrăsnim, să punem mâna împreună cu ceilalți pe colțul păturii sau, cum am spus, a tărgii sau nu știu în ce era omul acela, în patul acela, că acest cuvânt pat definește, bineînțeles, și o targă sau o pătură, pentru că acolo stăteau acești oameni și de obicei slăbănoci erau culcați așa pe rogojină, puși undeva jos, fie să cerșească, fie erau duși în locul unde se considera că acolo Dumnezeu mai vine și mai vindecă pe câte unul. Și oamenii aceștia de multe ori erau așezați pe aceste pături. Fie ca Domnul Dumnezeu să ne ajute să înțelegem că această chemare a noastră este să punem mâna pe colțul patului și să-L ducem pe om la Hristos. Domnul să ne ajute la aceasta. Haideți să vedem, dragii mei, câteva lucruri pe care trebuie să-L înțelegem ca noi să fim oameni lucrători. Oameni care să conteze, lucrarea cărora să conteze. Nu suntem chemați la o letargie, la obișnuință în casa lui Dumnezeu, ci suntem chemați să ieșim din casa aceasta lui Dumnezeu și să mergem, cum am spus, să punem mâna pe patul aceluia care nu vrea să vină, să punem mâna la brațul aceluia care nu vrea să vină, să stăm la dispoziția lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ne facă lucrători eficienți care să conteze în lucrarea pe care Dumnezeu ne-a chemat. Câteva lucruri de care trebuie să ținem cont. În primul rând, primul lucru pe care trebuie să ținem cont atunci când dorim să devenim lucrători care contează sau lucrători de calitate este să nu ne dăm bătuți atunci când găsim obstacole. Să nu ne dăm bătuți atunci când găsim obstacole.
Acești oameni, acești bărbați, patru, s-au hotărât să ducă pe prietenul lor acolo unde a auzit el că este, că ei, că este Domnul Iisus. Se auzise, deja se zvonise în ținutul acela al Galilei și mersese vestea până în Iudeea, până și la Ierusalim, faptul că circulă cineva pe străzile Israelului, pe străzile Capernaumului, pe străzile cetăților din vremea aceea, cineva care are putere să vindece. Cineva care poate să ajute pe cel care are o boală în trup, o boală fizică și mai mult de atât, poate să intervină și spiritual. Și oamenii aceștia au spus, acum este șansa noastră ca noi să-l ducem pe omul acesta să poată să fie și el vindecat. Probabil auzise din stânga și din dreapta oameni care spuneau, uite, Dumnezeu l-a trimis pe acest om în mijlocul nostru, se spune că este Hristos. Noi nu știm, dar atâta știm că poate să vindece și pe slăbănuci. Și oamenii aceștia au prins curaj, l-au luat pe prietenul lor și spune cuvântul Domnului, s-au dus. Dar când s-au dus, nu a fost cum s-au așteptat ei. S-au lovit de un obstacol. Și anume s-au lovit de alți oameni care nu lăsau să intre împreună cu slăbăgânogul acesta la Iisus. Iisus era într-o casă. În acea casă veniseră mulți, din multe părți, cum spune cuvântul Domnului, din Galileea, din Iudeea, chiar și de la Ierusalim. Veniseră oameni cu școală, veniseră farisei acolo. Veniseră oameni care voiau să vadă învățători, spunea, legii, cuvântul Dumnezeu, oameni educați. Veneau să vadă cine este acesta Iisus. Se iau de învățăturile. Și datorită faptului că acolo în jurul Iisus Hristos erau oamenii de vază, apoi ceilalți care încercau să-și facă loc acolo lângă Domnul, se înghesuiau, casa s-a umplut. Și oamenii stăteau și afară din casă, ascultându-i pe Dumnezeu, să trezesc acești oameni, acești patru bărbați, cu slăbănocul lor, ținându-l afară. Nu putea să intre. Probabil au forțat intrarea și nimeni nu lăsa. Efectiv, oamenii stăteau înghesuiți și nu lăsau să intre. Și oamenii aceștia puteau foarte bine să-i spună slăbănocului, știi ce, uite, noi te-am adus. Am venit atâta drum, nu știm de unde au venit, dar probabil au parcurs un drum cu acest slăbănoc. Noi te-am adus până aici, dar uite, am dat de niște oameni răi care nu ne lasă să ajungem la Hristos. Noi ne-am făcut datoria, mai mult de atâta n-avem ce să facem. S-ar putea ca uneori și noi, în viața noastră de slujitori, să ajungem în momente în care, datorită unor obstacole care ne apar în față, spunem, nu mai pot. Am vrut, dar nu mai pot. Am vrut, dar nu mai pot. Probabil și noi în viața noastră de slujire, înainte lui Dumnezeu, s-ar putea ca uneori să fim împiedicați, poate de un om, poate de un frate, poate, eu știu de cine, un anumit lucru care ni s-a întâmplat în viață și să zicem, din cauza lui nu mai pot. Am vrut, dar nu mai pot. M-am împiedicat să slujesc, mi-am împiedicat să fac o lucrare, nu mai pot ajunge acolo unde vreau. Am vrut să te ajut, dar nu pot. Uneori poate am vorbit cu un om și am spus, hai de la Iisus Hristos, acela care poate să lucreze în viața ta. Și uneori ai vrut să-l aduci la biserică. Dar s-a întâmplat poate anumite lucruri în viața ta sau în viața lui și n-am mai venit și a zis, noi am încercat, dacă nu vrut, m-am lăsat pe gubaș. Poate de multe ori ai vorbit cu soțul tău, cu soția ta, cu copiii tăi și ai zis, vreau și îmi doresc să vin la biserică. Și uneori ai văzut că nu vrea, nu e interesat, ai zis, mă las pe gubaș, nu vrea, eu am făcut tot ce am putut, cam atâta s-a sfârșit. S-ar putea ca uneori, în viața ta de credincios, să te apuci să faci anumite lucruri în via lui Dumnezeu. Să te-ai pus poate să citești Biblia. Te-ai pus poate să te rogi. Și la un moment dat, citind Biblia, te-ai lăsat și de citit Biblia și de rugat. Și ai zis, am vrut, dar n-am putut. Mi-aduc aminte cu tinerii, am început anul trecut, la începutul anului, am zis să citim Biblia cu toți într-un an. Am zis și făcut, ne-am apucat noi de treabă, am citit noi ce am citit. La finalul anului am întrebat cine a reușit să termine și ne-am dat seama că puțini au reușit să termine de citit Biblia, pentru că toți pornim la început bine, dar nu toți ajungem până la capăt. Și bineînțeles, scuzele sunt de genul acesta, n-am avut timp, n-am putut, am vrut, dar nu s-a putut. Sunt obstacole pe care, pe care le găsim în fața noastră atunci când vrem să facem ceva. Sunt obstacole de care ne lovim atunci când vrem să facem ceva. Sunt obstacole pe care le simțim și le observăm și le simțim în viața noastră. Și s-ar putea și oamenii aceștia să spună, am vrut, dar n-am putut. Dar am observat de la acești bărbați că nu s-au dat bătuți, ci au depășit aceste obstacole și au găsit o soluție ca să-L ducă pe acest om până la Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Domnului. De aceea, dragii mei, dacă vrem să fim lucrători de calitate, lucrători a căror slujire să conteze,
N-ar trebui niciun obstacol să ne oprească din dorința noastră de a sluji pe Dumnezeu. Ar trebui să facem tot ceea ce putem, călăuziți și întăriți de Dumnezeu, să facem tot ceea ce putem pentru a duce la capăt slujirea pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Nu observați că în vremurile în care trăim, slujitorii sunt din ce în ce mai puțini și din ce în ce mai de mai slabă calitate? Uneori ne gândim și la cântări, cu fratele Adrian vorbim aici, oare cine o fi? Sau la poezii, sau la predicare. Ne găsim în dificultatea aceasta de a ne dori să vedem o slujire mai eficientă, mai puternică. Și uneori ne trezim faptul că, iată, oamenii se mulțumesc cu puțin. Își doresc puțin și obțin puțin. Ne dorim o adunare plină de Duhul lui Dumnezeu. Ne dorim o biserică plină de puterea lui Dumnezeu. Ne lovim, eu știu, de un obstacol și nu mai. Parcă am vrut, dar nu s-a putut. Dacă vrem să fim oameni care să conteze, îmi doresc din toată inima ca Dumnezeu să fie acela care să aprindă în noi focul Duhului Său cel Sfânt. Amin. Și nici obstacol să nu ne oprească. Azi dimineață predicam la Denta și încercam să vorbesc despre darurile Duhului Sfânt și importanța lor în viața bisericii și în lucrarea bisericii. Și mi-am dat seama și m-am și oprit la un moment dat și am spus, dau seama că vorbim despre niște daruri spirituale, supranaturale, atât de teoretic despre ele. Și îmi dau seama că le găsim în Sfânta Scriptură. Știm ce fac fiecare dar, ce face fiecare dar. Știm unde este nevoie, știm că este nevoie. Dar parcă inima noastră este departe de o astfel de lucrare. Dacă vrem să fim lucrători care să conteze, fie ca Duhul lui Dumnezeu să aprindă în noi dorința aceasta și niciun obstacol să nu fie prea mare, Domnul să ne ajute să le depășim. Amin? Amin. Să căutăm casa lui Dumnezeu, să căutăm cititul cuvântului, să căutăm să ne implicăm în lucrarea lui Dumnezeu. Sunt obstacole și vor fi. Satan este acela care vine și pune obstacole. Satan este acela care se bucură de deznădejdea și de descurajarea care ne apare în cale și de faptul că ne oprim din slujire. Dar ferice de noi dacă nu dăm înapoi, ci mergem până la capăt. Această minune nu s-ar fi întâmplat dacă acești oameni n-ar fi zis ne mergem până la capăt. Am venit până aici, apoi nu ne oprim aici. Am venit până la ușa casei unde Iisus Hristos, doar nu ne oprim aici. Nu ne lasă ăștia, nu contează, găsim noi o soluție. Spargem acoperișul și intrăm pe acolo. Omul acesta trebuie să ajungă la Iisus Hristos. A fost o idee inovativă, nimeni nu s-a gândit la ea. Dar oamenii aceștia au găsit soluția și Dumnezeu a fost acela care a făcut o minune și omul acela a fost vindecat. De ce? Au fost niște oameni care nu s-au dat bătuți. Au fost niște oameni curajoși care au spus, facem tot ce ține de noi ca acest om să ajungă la Iisus Hristos. Slăviți să fie numele Domnului. Domnul să ne ajute, așa cum a spus, în dorința de a fi lucrători care să conteze, să nu ne dăm înapoi atunci când găsim obstacole. În al doilea rând, al doilea lucru pe care trebuie să îl cunoaștem în dorința aceasta de a fi oameni, lucrători care contează, să îndrăznim să facem lucruri pe care poate nu le-am făcut niciodată. Să îndrăznim să facem ceea ce poate n-am mai făcut niciodată. Oamenii aceștia, în Cuvântul Dumnezeu, găsim că, fiindcă n-au aveau pe unde să-l ducă înăuntru din pricina lor rodului, s-au suit pe acoperișul casei și l-au coborât cu patul printre cărămizi, în mijlocul adunării, înaintea lui Iisus. Vedem că oamenii aceștia s-au uitat, norodul nu-i lasă să intre. Casa este închisă cu pereți, alt acces decât ușa și probabil geamul, n-avem acces la el. Soluția la care s-au gândit ei, au zis, bă, pe deasupra nimeni nu stă acolo, pe acoperiș nu stă nimeni. Soluția am găsit-o și au făcut o chestie pe care nu mai găsim scrisă în Sfânta Scriptură în altă parte. Și anume, oamenii aceștia s-au urcat pe acoperișul casei, au dat pământul și cărămizile la o parte, pentru că găsim în Marcu, era vorba de pământ, bănuiesc că era pământ cu cărămizi și au dat cărămizile împreună cu pământul la o parte, au făcut loc în așa fel, încât slăbănogul pe targa aceea, în pătura aceea, probabil legat la colț cu funii, să coboare exact în fața lui Iisus Hristos. Aceasta a fost o soluție pe care ei au găsit-o și ca și slujitori care contează, aș dori din toată inima ca Dumnezeu să ne ajute, să îndrăznim să facem ce poate n-am făcut niciodată. Ce poate n-am îndrăznit niciodată. Ce poate n-am avut curajul niciodată să facem, de teama faptului că nu s-a făcut niciodată așa ceva. N-am gândit niciodată că putem face. Oamenii aceștia știau că în casă se intră numai pe ușă. Oamenii aceștia știau că în casă nu poți intra decât pe ușă. Dar ei știau că pot găsi o altă soluție pe care nimeni nu s-a gândit niciodată. Să desfacă acoperișul și să-l coboare pe slăbănog acolo în fața Domnului. Dragii mei, dacă vrem să fim cu adevărat
slujitor care contează. Aș dori din toată inima ca Dumnezeu să fie acela care să ne lumineze, să ne călăuzească și să ne dea putere să facem lucrurile și să îndrăsnim să facem. Chiar dacă uneori poate lucrurile acelea nu le-am mai făcut niciodată. Chiar dacă poate uneori sunt lucruri noi pe care nu le-am mai făcut niciodată. Chiar dacă unele par așa ieșite din comun. Să îndrăsnim, să nu ne dăm bătuți, pentru că Dumnezeu este acela care îi binecuvintează lucrările noastre. Problema noastră cea mai mare uneori este că ne punem anumite limitări și credem că Duhul Sfânt lucrează doar în cutiuța pe care noi o impunem Duhului Sfânt. Nu ați observat că de multe ori acoperișul care n-ar trebui să existe deasupra noastră, îl coborâm tot mai mult și rugăciunile noastre nu ajung până la Dumnezeu? Ați observat că de multe ori dorințele noastre și aspirațiile noastre le limităm de-a lungul timpului, crezând că Dumnezeu nu are putere să lucreze mai mult decât știm noi și gândim noi. Crezând că Dumnezeu este limitat și puterea sa este limitată la atât cât putem noi să cunoaștem și la atât cât putem noi vedea, înțelege și avem capacitate. Eu vreau să vă spun, dragii mei, din toată inima, Dumnezeu este nemărginit și nemăsurat în metodele sale de lucru. Lăudat să fie numele Lui. De aceea, noi suntem chemați să îndrăsnim să facem lucruri pe care poate nu le-am făcut niciodată. Lucruri față de care poate n-am avut curajul niciodată. E chemarea din partea lui Dumnezeu. S-ar putea de multă vreme să stai în biserica aceasta și să spui, eu n-am vorbit niciodată nimănui despre Evanghelie. Încearcă și s-ar putea ca Dumnezeu să-ți dea biruință. Ai spune, eu niciodată n-am încercat să visez la ceva mai mare. Eu tot timpul am zis, mi-e suficient, îmi ajunge. E bine pentru mine că vin duminică la biserică, că mai vin și miercurea și vinerea. Ajunge, nu vreau mai mult, pentru mine e suficient atâta. Ia îndrăsnește să cauți mai mult părtășia cu Dumnezeu. Poate uneori spui, mie mi-ajunge ce aud Evanghelia de la biserică. Eu nu știu să deschid Biblia, să o citesc și să înțeleg eu cu mintea mea ceea ce este acolo. Mi-ajunge cât îmi spun frații, pentru mine este suficient. Ia pune mâna tu pe Biblie și meditează tu la câte un verset din Sfânta Scriptură să vezi că s-ar putea ca Dumnezeu să-ți dea o inspirație pe care niciodată n-ai avut-o din partea Lui. Dragii mei, problema noastră este, așa cum am spus, că ne coborâm prea mult de acoperiș. Oamenii aceștia au înțeles un lucru. Ca Dumnezeu să lucreze, trebuie date acoperișurile la o parte. Trebuie dat acoperișul la o parte ca singurul care să fie deasupra noastră. Nu să fie acoperișul pe care noi ne-l punem, ci să fie Dumnezeu. Limita să fie Dumnezeu. Amin. Să îndrăsnim în funcție de cât Dumnezeu ne călăuzește. Să îndrăsnim știind că Dumnezeu este acela care ne dă biruință. Știind că Dumnezeu este acela care este cu noi. De aceea, dragii mei, limitele pe care ni le impunem de multe ori. Eu n-am mai făcut, eu n-am mai zis, eu n-am avut curajul. Eu am vrut, dar nu s-a putut. Să îndrăsnim să facem ce n-am mai făcut. Să îndrăsnim să dăm la o parte barierele care de multe ori ne opresc în a fi eficienți, în a fi călduți, în a fi aprinși pentru Evanghelie. Să dăm la o parte și, cum a spus, orice acoperiș care ne pune capac, care ne limitează lucrurile pe care o facem, Dumnezeu să-l dea la o parte și noi să privim direct spre Dumnezeu. Între noi și Dumnezeu să nu fie decât Dumnezeu. Amin. Și Domnul să ne întărească la lucrul acesta. Oamenii aceștia asta au făcut. A dat acoperișul jos și l-au băgat pe bărbatul acesta acolo. De aceea, dragii mei, fie ca Dumnezeu să ne dea putere să fim aceia care să înțelegem că Dumnezeu este acela care este cu noi și ne dă putere de a depăși anumite limite pe care ni le impune. Anumite limite pe care ni le impune. Un slujitor care contează depășește aceste limite. În al treilea rând, privind la un lucrător care contează, un slujitor care contează, dacă în primul rând, cum a spus, nu te dea bătut când găsești obstacole în cale, în al doilea rând a spus, îndrăsnește să faci ce n-ai mai făcut, în al treilea rând, în tot ceea ce faci, încrede-te în Dumnezeu. În tot ceea ce faci, încrede-te în Dumnezeu. Aduceți-vă aminte? Omul acesta, oamenii aceștia, bărbații aceștia, patru, ce au făcut? Au luat slăbănogul, l-au dus până aproape de Iisus, au văzut că e obstacol, au trecut obstacolul, au găsit o soluție inovativă la care nimeni nu s-a gândit niciodată, l-au dus pe omul acesta înaintea Domnului, dar cam atât au putut face. Cam atât au putut face. De vindecat pe omul acesta, cine putea să facă? Doar Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. De iertat păcatele acestui om, cine putea să-L facă? Doar Iisus Hristos. Acum, dragii mei, în tot ceea ce facem noi, va trebui să avem capacitatea aceasta de înțelegere. Că dincolo de toate lucrurile, Dumnezeu este acela care lucrează. În tot ceea ce facem noi, în lucrările noastre, în dorințele noastre, în rugăciunile noastre, întotdeauna să știm că Dumnezeu este acela care lucrează. Probabil am chemat pe un prieten la casa lui Dumnezeu și a spus, vino la casa lui Dumnezeu. Și am făcut tot ceea ce am putut să-l aducem aici. Dar aș dori să înțelegem că mântuirea, cine o dă? O dau eu?
Nu, dragii mei, mântuirea este a Domnului, slăvit să fie numele Lui. El este acela care poate convinge pe om de păcat. El este acela care poate convinge pe om de faptul că are nevoie de mântuire. El este acela care poate ierta orice păcat. Eu nu pot decât să iert celui care îngreșește. Dar iertarea sufletului și mântuirea o duce numai Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. De aceea, în tot ceea ce fac, gândirea mea să fie îndreptată spre Dumnezeu, acela care lucrează și singurul care poate lucra. Mă gândesc, cum am spus, poate la soțul meu, la soția mea care nu-L cunoaște pe Dumnezeu, la copiii mei care astăzi sunt departe. Îi chem, nu mă dau bătut, îmi găsesc metode inovative să îi fac să vină la casa lui Dumnezeu. Dar întotdeauna, în spatele întregii mele lucrări, trebuie să fie încrederea în puterea lui Dumnezeu. Fără puterea lui Dumnezeu, orice altă acțiune a noastră este sortită eșecului. Putem chema pe un om la adunare, putem să-l convingem să vină aici. E ușor de adus un om în biserică, dar cât de greu este ca păcatele lui să fie iertate, omul acela să și rămână. De aceea, dragii mei, în toate, un slujitor, un lucrător care contează, înțelege că trebuie să se încreadă în puterea lui Dumnezeu. Oamenii aceștia așa au făcut. L-au dus pe omul acesta și spune Iisus Hristos, când le-a văzut credința, cui? Credința cui? A celor patru oameni. Când au văzut credința celor oameni, că nu s-au dat bătuși, știi, fiind convinși că Iisus Hristos poate să-L vindece pe omul acesta, având credința în ei, și gândiți-vă ce puternic a fost credința lor, încât nu s-au dat bătuți, aducându-L pe omul acela înaintea Domnului Iisus Hristos. Au făcut tot ceea ce au putut, pentru că erau atât de convinși că dacă omul ăsta ajunge înaintea lui Iisus Hristos, Iisus nu-L va scoate afară, nu-I va spune slăbănogul acesta, și miroși greu, și nespălat, că ei așa erau sărace de ei, nespălați cu ani de zile, erau pus să cerșească în mizerie, oamenii aruncau pe ei mizerie și stăteau acolo neputând să se deplaseze, nici măcar la o baie, la un veciu. Oamenii aceștia erau, aveau viață dificilă și probabil se gândeau că dacă ajunge la Iisus Hristos, poate ar fi respins, dar de fapt credința lor a fost atât de puternică, încât au zis că dacă ajunge la Iisus Hristos, Iisus Hristos nu-L va scoate afară. Fariseii au fi fost gata să-L scoată afară. Învățătorii legii ar fi fost gata să-L scoată afară. I-ar fi spus aici, stai, că nu-i de nivelul tău. Tu ești un om mărât de slăbănoc, care stai pe marginea drumului și ceri atât de bani. Aici noi discutăm lucruri importante. Nu-i pentru tine locul acesta. Ar fi putut spune oamenii aceștia. Gospodarul din casa aceea putea să spună, omul acela care avea casa aceea putea să spună, ce faci omule, strici acoperișul? Afară, cu tot cu prietenii tăi. Cum îndrăznești tu să te legi de casa mea, să spargi tu acoperișul? Nimeni niciodată n-a spart vreun acoperiș. Afară cu tine. Și s-ar putea ca ceilalți să fie avut în mintea lor că omul acesta n-are ce căuta acolo lângă Iisus Hristos. Dar Iisus Hristos, văzând credința celor patru oameni care erau deasupra acoperișului, știind că oamenii aceia au fost convinși că dacă omul acela ajunge înaintea lui Iisus Hristos, Iisus Hristos îl va vindeca. Iisus se îndreaptă spre el. Le vede credința și spune, omule, păcatele sunt iertate. Slăviți să fie numele Domnului. Amin. Oamenii aceștia, oricât de multă credință ar fi avut ei, ei nu pot ierta păcatele. Oricât de multă credință am avea noi, noi nu putem ierta păcatele. Singurul care poate face este Iisus Hristos. Dar Iisus Hristos se uită și la noi, cei care suntem lucrători în viața. Fie ca Dumnezeu să ne întărească credința. Amin. Amin. Credința aceasta trebuie să avem în Domnul nostru Iisus Hristos, care poate ierta păcatele. S-ar putea să ne uităm la un om, la o persoană, la un bărbat, la o femeie și să spunem în mintea noastră, nu știu dacă mai are șanse. Nu știu dacă îl mai iartă Dumnezeu și pe omul acesta. Aș dori din toată inima ca Domnul să ne mărească credința. Amin? Amin. Și să știm că Domnul poate ierta. Oricât de amărât este omul acela, oricât de slăbănoc din punct de vedere spiritual este, oricât de legat de satana este, oricât de legat în păcatele lui este, noi trebuie să avem credință că Iisus Hristos, dacă El înțelege harul pe care îl primește de la Iisus Hristos, Iisus Hristos îl poate elibera de orice păcat. Slăviți să fie numele Domnului. Și vedem, dragii mei, că farisei de acolo s-au pus în mișcare, așa cum au spus, cam ei respingeau prezența slăbănogului între ei. Se considera o adunare de alt nivel, acolo se discutau idei, nu era de nivelul slăbănogului și l-aude pe Iisus Hristos, acela care a și afirmat faptul că păcatele sunt iertate.
Ei încep să se gândească cum poate unul acesta să ierte păcatele. Și aici Domnul cumva clarifică și spune ceea ce trebuie să se înțeleagă, ceea ce trebuie să se înțeleagă foarte bine. Și anume că Domnul nostru Iisus Hristos este interesat de mântuirea omului. Este interesat de iertarea de păcate din viața omului. Poate s-ar putea uneori noi să punem pe primul loc bunăstarea noastră, vindecarea noastră, să ne simțim bine, frate. Să ne vindece Domnul, să scăpăm de eu știu ce boală, să scăpăm de nu știu ce. Pe când Iisus Hristos, interesul lui a fost și este și va fi întotdeauna mântuirea omului dincolo de vindecarea lui. Domnul, primul lucru pe care îl face, îl iartă pe omul acela, slăvit să fie numele lui. Amin. Dar apoi Dumnezeu poate și vindeca. Noi avem această credință. Dar este decizia lui. Că el vindecă sau nu vindecă, este decizia lui. Slăvit să fie numele lui. Amin. În dreptul acestui slăbănău, Domnul a vindecat. Pentru că acolo el a vrut să facă această lucrare de vindecare. S-ar putea ca în dreptul tău și în dreptul meu Dumnezeu să fie acela care uneori să facă minuni, slăvit să fie numele lui. Amin. Dar este decizia lui său suverană. El întotdeauna caută, în primul rând, să vindece sufletește-o, să-l mântuiască sufletul. De aceea, un lucrător eficient, un lucrător care contează, va spune întotdeauna omului, păcătosului, adevărul. El nu are nevoie de vindecarea fizică. El, în primul rând, are nevoie de vindecarea spirituală. Cea mai mare problemă a omului nu este că moare de cancer, dragii mei. Cea mai mare problemă a omului nu este că moare de la o boală sau alta. Cea mai mare a omului este că moare în păcat, fără să cunoască harul iertării lui Dumnezeu. Mor oameni cu cancer și pocăiți și nepocăiți. Și cei care cunosc pe Dumnezeu și cei care nu-L cunosc. Dar vai de cei care mor departe de Iisus Hristos. De aceea, problema cea mai mare și un lucrător care înțelege chemarea din partea lui Dumnezeu, va proclama și va chema întotdeauna omul la Iisus Hristos ca să-L ierte de păcate, să-L mântuiască. Și apoi Dumnezeu, așa cum a spus, poate să și vindece, dar întotdeauna aceasta este chemarea pe care Domnul o face. Domnul să ne ajute pe toți la aceasta. Amin. Și ultimul lucru cu care voi încheia, un lucrător care contează, înțelege să-și aducă aminte de lucrările lui Dumnezeu. Înțelege să-și aducă aminte de lucrările lui Dumnezeu. Deci nu se dă bătut atunci când are obstacole în fața lui, îndrăznește să facă ceea ce poate n-a făcut niciodată, se încrede că dincolo de ceea ce face el, Dumnezeu este suveran, Dumnezeu are putere, și apoi un lucrător care contează sau un lucrător de calitate este acela care își aduce aminte și amintește lucrările lui Dumnezeu. Uitați-vă aici, cuvântul Domnului ne spune că Iisus Hristos se îndreaptă spre omul acesta și face următoarea declarație. Scoală-te, ridică-ți patul și du-te acasă. Îi spune omul acesta, scoală-te, ia-ți patul și du-te acasă. Dacă înainte patul acela a fost purtat de cei patru bărbați curajoși, niște oameni de o calitate deosebită, de data aceasta Domnul îi spune lui, ia-ți patul tu, nu prietenilor, tu ia-ți patul și du-te acasă. Doamne, să mă întâlnesc? Nu. Ridică-te, ia-ți patul și du-te acasă. S-a ridicat și a văzut că poate umbla. S-a ridicat și a văzut că Dumnezeu este acela pe lângă ușurarea sufletească pe care a făcut-o. I-a dat și putere fizică. Omul acela s-a ridicat, s-a uitat în jurul lui și a văzut picioarele mele nu sunt mai slabe. Am putere să stau pe ele. Domnul a spus acum, ia-ți și patul. S-a plecat și a adunat sub patul și l-a pus sub braț și a ieșit afară. Acum a putut ieși, de intrat n-a putut intra. Dar de ieșit i-a făcut loc toți să iasă. Pentru că au văzut cu toții lucrările minunate ale Dumnezeu. Slăviți să fie numele Domnului. Dragii mei, de ce și-a luat omul acesta patul acasă? Ca să privească, bănuiesc, e o presupunere, ca să privească și să-și aducă aminte ori de câte ori se va uita la acel pat, că odată a fost în acel pat, dar Dumnezeu l-a ridicat de acolo. Să-și aducă aminte de lucrările minunate ale Dumnezeu. Slăviți să fie numele Domnului. Vineri a fost înaintea noastră aici un bărbat. Cei care ați fost aici, poate ați auzit mărturia lui, sau ați auzit mărturia lui cei care ați fost, cei care nu au fost. A fost un frate, dacă nu greșesc, din Măureni, sau împreună cu frații de la Măureni au venit, și ne-a spus o istorie a vieții lui. Foarte, foarte tristă, amestecată cu minunile lui Dumnezeu, dar la final destul de tristă. Și vă voi spune de ce. Cei care nu au fost, cei care au fost, ați auzit și cred că a fost suficient de clar. Al șaptelea copil, dacă am înțeles bine, o fetiță s-a născut prematur, undeva la 700-800 de grame. A fost pus în incubator și pe lângă faptul că s-a născut prematur, s-a născut cu picioarele deformate.
Pe lângă faptul că s-a născut cu picioarele deformate, după un timp în care a început cu greu să pună în greutate, când a ajuns pe la un kilogram și ceva, au constatat că și inima are problemă, are o gaură la inima acea fetiță. Și mai mult de atât, după o vreme, a luat și foc zona aceea din spital unde era incubatorul și fetița aceasta a suferit arsuri pe trupul ei. Deși cu inima, o gaură în inimă și cu picioruțele deformate și a luat foc într-un incendiu în acel spital. Sau un foc s-a declanșat local, sau poate chiar incubatorul n-a fost foarte clar ceea ce a vrut să spună. Cert este că această fetiță a și ars puțin. Dumnezeu a lucrat în viața acestei fete și Dumnezeu a călăuzit. Tatăl se ruga mult și omul acesta a înțeles de la Dumnezeu că Dumnezeu este acela care va lucra. Într-un fel sau altul, Dumnezeu va lucra. Doctorii spuneau să uite, să o lase în spital, nu va fi niciodată o fată normală, nu va umbla niciodată. Dacă totuși se va întâmpla să trăiască și cu inima ai probleme, acum și azi probabil va avea și probleme de ordin cognitiv, nici capul nu o va ajuta foarte mult, adică cu un retard mental și era îndemnat de doctor să o lasă, să o uite, că ea va muri probabil acolo. Ei mai bine să meargă să-și iau lucrurile, să plece acasă. I-a rămas tare în Domnul, rugându-se lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a făcut așa în câteva luni fata aceasta, în urma unor operații și unei intervenții supranaturale lui Dumnezeu la nivelul inimii și la nivelul capului, fetița aceasta a prins viață. În urma intervențiilor chirurgicale de la nivelul picioarelor, stând în gips, multă vreme, a început picioarele să se îndrepte și apoi când a crescut a început să umble, a început să meargă la grădiniță și apoi a mers la școală, a terminat și o facultate, s-a căsătorit și are copii fără nicio problemă fizică. Lăudați să fie Domnul pentru aceasta. Dar s-a întâmplat un lucru greu și anume fratele ne spunea, dacă regret ceva, văzând minunile lui Dumnezeu, este că totuși fiica mea nu l-a cunoscut pe Dumnezeu. Nu l-a cunoscut pe Dumnezeu. Și am mai rămas puțin cu fratele la urmă și am spus, frate, m-a marcat întâmplarea ta. Și mi-a spus, am întrebat cum se simte soția. Și a zis că și în dreptul ei Dumnezeu a lucrat cu semne și cu minuni. Dar totuși și ea s-a depărtat acum. Și am întrebat același copii cum sunt. Și ei s-au depărtat. Și a spus, frate, tu cum ești? Zice, greu. Mă duc acasă între copiii mei în care știu că Dumnezeu a făcut minuni și totuși stă departe. Gândindu-mă la acest lucru care m-a marcat, mi-am dat seama că Dumnezeu a lucrat de multe ori și în viața noastră. Și poate am uitat. Slăbălocul acesta și-a luat patul și l-a dus acasă și și-a ducea aminte de ceea ce Dumnezeu a făcut odată. În patul acela zăcea el odată. Probabil murdar patul ăla. Cred că l-a fi păstrat. Bănuiesc, nu zic 100%. Bănuiesc că l-a fi păstrat aducându-și aminte de lucrările lui Dumnezeu. Te întreb în această seară, tu îți aduci aminte de lucrările pe care le-a făcut Dumnezeu în viața ta? Sau sunt de domeniul trecutului, uitând că Dumnezeu a lucrat? Un slujitor care contează, un slujitor care înțelege că Dumnezeu lucrează și astăzi, își va aduce aminte, își va nota, își va ține obiecte, lucrări pe care la care să privească și să-și aducă aminte. Da, atunci Dumnezeu a lucrat. Da, atunci Dumnezeu a lucrat. Și spunea fratele de vineri seara că dacă aș avea măcar o poză sau măcar înregistrările alea medicale să-i arăt fetei mele cum a fost, ea nu crede, zice. Ea nu, fiind mică, nu-și aduce aminte cum era, cum a fost ea. I-am povestit, zice, dar nu mă crede, dar dacă aș putea măcar să-i aduc gipsul ăla, să-i aduc hârtia medicală în care se vede că a avut 700 de grame la naștere, probabil ar asculta, dar nu mai am niciuna din înregistrările acelea. Acum, dragii mei, că avem înregistrări, că nu avem, cel mai important este ca noi să ne aducem aminte că Dumnezeu a lucrat și în viața noastră, slăvit să fie numele Lui. Ne aducem aminte atâtea lucruri bune și mai puțin bune, dar de multe ori atât de ușor uităm că Dumnezeu a lucrat și în viața mea, a lucrat în viața noastră. Lucrările lui Dumnezeu sunt nemaipomenite, pentru că Dumnezeul nostru este acela care lucrează, slăvit să fie numele Lui. Spune cuvântul Domnului că toți au rămas uimiți, slăveau pe Dumnezeu plin de frică și ziceau, astăzi am văzut lucrări nemaipomenite. Dar știți cum sunt cu minunile la români? Durează 3 zile, că după aia le uită toată lumea, nu? Se întâmplă o minune, mai a doua zi mai vorbim puțin, a treia zi și uităm deja. Uităm că a fost o minune. Dar cred că slăbănogul acesta n-a uitat. Cei din sala aceea au uitat. Probabil s-au dus aminte. Mă, ceva cu... Mi-aduc aminte, o spartă, ea, acoperișul... Și Domnul l-a vindecat, a fost ceva, dar cred că slăbănogul, în viața căruia s-a manifestat această minune, intervenție supranaturală, cred că n-a uitat acel moment niciodată.
De aceea, dragii mei, ca să fim lucrători care contează, fie ca Dumnezeu să ne ajute, să ne aducem aminte de momentele în care Dumnezeu a lucrat în viața noastră. Amin. Să le notăm, să le povestim copiilor noștri, să le povestim fraților noștri, să le prindem dacă putem într-o fotografie sau nu știu, să găsim metode în așa fel încât să nu le pierdem istoria, să nu le pierdem memoria, să nu le pierdem efectul lor în viața noastră, să ne aducem aminte că Dumnezeu a lucrat nemaipomenit, lăudat să fie numele Domnului. Aș dori să încheie repetând încă o dată, ca să fii un lucrător care contează, nu te da înapoi când găsești obstacole. Ca să fii un lucrător care contează, îndrăznește să faci ce poate n-ai făcut niciodată. Ca să fii un lucrător care contează, încrede-te întotdeauna în puterea mare a lui Dumnezeu. Și ca să fii un lucrător care contează, fie acela care să-ți aduce aminte de lucrările minunate pe care Dumnezeu le-a făcut, fie în viața ta, fie în viața celor apropiați de tine, și fie ca Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi, când ne vom sfârși lucrarea aceasta pe pământ, Dumnezeu să spună, vino lucrător bun, pentru că ai făcut ceea ce trebuia să faci. Ți-ai dus lucrarea la îndeplinire. Și Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi să fim cât mai eficienți în lucrarea Domnului. Amin. Amin.